Bună copii, vă spunem bun venit la colțul cu povești! Jenny vorbește cu Dumnezeu. Jenny avea 8 ani și participase la școala de sabat încă de când era foarte mică. Știa pe de rost psalmul 23 și multe alte versete din Biblie. Știa și rugăciunea Tatăl nostru și îi plăcea să o spună împreună cu ceilalți copii. Dar nu știa că sunt și alte momente pentru rugăciune, precum și alte moduri de a se ruga. Nu știa că putem vorbi noi înșine cu Isus și că El se bucură când facem asta. Nu știa despre momentele de închinare în familie și nici măcar despre rugăciunea de mulțumire și de binecuvântare de la masă. Chiar dacă părinții ei mergeau la biserică, nu aveau acasă momente de închinare dimineața și seara și nu îi mulțumeau lui Isus pentru hrana la masă. Jenny avea o prietenă pe nume Annabel. Într-o zi, mama lui Annabel a întrebat-o pe mama lui Jenny dacă îi dă voie lui Jenny să petreacă ziua împreună cu ele. Mama lui Jenny știa că cele două fetițe vor petrece o zi frumoasă împreună, așa că a fost de acord. Jenny și-a luat cu ea păpușa preferată și au petrecut o zi minunată. Timpul a trecut repede și au fost luate prin surprindere când mama lui Annabel le-a strigat: "E vremea prânzului, fetelor!" La masă, tatălui Annabel i-a mulțumit lui Isus pentru mâncarea delicioasă și l-a rugat să o binecuvinteze. A făcut la fel și la cină. Iar după cină, tatălui Annabel a spus: "Înainte să o ducem pe Jenny acasă, haide să ne închinăm." Au cântat și au citit din Biblie, apoi au îngenunchiat și s-au rugat. Și Annabel s-a rugat. I-a mulțumit lui Isus pentru momentele fericite petrecute în acea zi și l-a rugat pe Isus să-i binecuvinteze pe Jenny și pe familia ei. După închinare, Annabel i-a arătat lui Jenny o carte nouă cu povestiri despre misionari din țări îndepărtate. "Mama îmi citește o povestire în fiecare seară înainte să mă rog și să adorm," i-a spus ea lui Jenny. "Abia aștept să vină seara și să aud o nouă povestire." Întors acasă, în acea seară, în patul ei, Jenny se tot gândea. În loc să adoarmă. "Mama și tata merg la biserică și sunt oameni buni, la fel ca părinții lui Annabel. Mă întreb, de ce nu ne rugăm și noi la fel cu Annabel și părinții ei?" Înainte să adoarmă, s-a hotărât să-i întrebe. A doua zi dimineață, la micul dejun, Jenny le-a spus părinților despre tot ce făcuseră ea și Annabel cu o zi înainte și apoi a adăugat: "Înainte să mănânce, mama și tatălui Annabel întotdeauna îl roagă pe Iisus să binecuvinteze mâncarea și se închină împreună în fiecare dimineață și seară și se roagă înainte să meargă la culcare. De ce nu facem la fel?" Părinții lui Jenny s-au uitat unul la altul. Apoi tata a spus: "Jenny, îmi pare rău că noi nu am făcut aceste lucruri atât de importante. Îl iubim pe Iisus, dar părinții noștri nu au avut închinare în familie și nici ne-au mulțumit lui Iisus pentru hrană la masă. Am făcut și noi la fel ca ei, fără să ne gândim prea mult la asta. Dar de astăzi, lucrurile se vor schimba." Și s-au schimbat. Annabel și familia ei au ajutat-o pe Jenny să învețe mai multe despre ce înseamnă să vorbești cu Isus. Apoi, Jenny le-a împărtășit părinților ei ce învățase. "Să știi că Isus te poate folosi și pe tine să îi ajuți pe alții. Fii binecuvântat! Domnul cu voi!"